ziua, dragi elevi! Mă numesc Elena Nicolau, sunt profesoară de chimie și astăzi vom studia tema Bazele, proprietăți chimice generale. În cadrul lecției de azi, vom investiga experimental proprietățile chimice ale bazelor, respectând regulile de securitate. Vom modela ecuațiile reacțiilor ce caracterizează proprietățile chimice ale bazelor. Vom rezolva exerciții și probleme în baza proprietăților chimice ale bazelor. Cunoaștem din lecțiile precedente că substanțele chimice și în special bazele și acizii acționează asupra indicatorilor. Astfel, cunoaștem că bazele solubile și anume alcalele acționează asupra indicatorilor în felul următor. Ele colorează fenolftaleina în zmeuriu, metiloranjul în galben, turnesolul și indicatorul universal în albastru. Ca și în cazul acizilor, vom deduce proprietățile chimice generale ale bazelor, reieșind din schema legăturilor genetice ale metalelor și nemetalelor. Astfel, putem spune că bazele pot interacționa cu acizii, sărurile, oxizii acizi și nemetalele. Vreau să vă atrag atenție că majoritatea bazelor interacționează cu acizii, pe când cu sărurile, cu oxizii acizi și cu nemetalele vor interacționa doar alcaliile. Să studiem fiecare proprietate în parte. Vom începe cu interacțiunea bazelor cu acizii, deoarece aceste reacții au fost examinate și anterior. La interacțiunea bazelor cu acizii se formează săruri și apă. Aceste reacții sunt reacții de schimb și respectiv reacții de neutralizare. Astfel, în componența sărurilor formate, vor intra metalul care a fost anterior în componența bazei și restul acid care a fost anterior în componența acidului. În urma reacției se va forma și apă. În această reacție pot participa majoritatea bazelor, cum ar fi de exemplu hidroxidul de sodiu, hidroxidul de potasiu, de calciu, de aluminiu și majoritatea acizilor, ca de exemplu acidul clorhidric, sulfuric, azotic și fosforic. Să nu uitați că la scrierea ecuațiilor reacțiilor chimice trebuie să fiți atenți la alcătuirea corectă a formulelor chimice și la stabilirea corectă a coeficienților. Să dăm exemple pentru acest tip de reacții. Vom începe cu interacțiunea bazelor solubile cu acizii. Astfel, dacă vom lua hidroxidul de sodiu, care este o bază solubilă, și vom adăuga acid sulfuric, vom obține o sare formată din metalul sodiu, care a fost în componența bazei, și restul acid SO4, care a fost în componența acidului. Formula chimică a produsului de reacție este sodiu-2SO4, numit și sulfat de sodiu. Al doilea produs este apa. Pentru a vizualiza experimental această reacție, vom lua într-un vas 1-2 ml de bază și vom adăuga 1-2 picături de fenolftaleină. Vom adăuga după aceasta acid sulfuric și vom observa că culoarea zmeurie dispare, ceea ce ne arată că mediul bazic treptat trece în mediul neutru sau în mediul acid, în dependență de cantitatea de acid adăugată. Reacția în cauză este o reacție de schimb și respectiv de neutralizare, iar ecuația reacției chimice este 2 sodiu OH plus H2SO4 este egal cu sodiu 2SO4 plus 2 HOH sau H2O. După cum am menționat anterior, trebuie să fim foarte atenți la scrierea corectă a formulelor chimice și la stabilirea coeficienților. Alt exemplu poate fi interacțiunea bazelor insolubile cu acizii. Și anume, hidroxidul de aluminiu, care este o bază insolubilă, la interacțiunea cu acidul clorhidric, va forma o sare în componența căreia va intra metalul aluminiu, prezent anterior în bază, și restul acid clor, care a fost în acidul clorhidric. Compusul în cauză, după scrierea valenților, va avea forma aluminiu-clor-3, se numește clorură de aluminiu. Totodată se obține și apă. Semnul acestei reacții va fi dispariția precipitatului alb de hidroxid de aluminiu.
Coeficienții pe care îi vom scrie va fi în fața formulei H-clor și în fața apei egal cu 3. Reacția în cauză la fel este o reacție de schimb, respectiv și o reacție de neutralizare. Dacă ne aducem aminte, reacțiile de neutralizare sunt reacțiile dintre baze și acizi cu formare de sare și apă. Trecem la a doua proprietate chimică și anume interacțiunea bazelor cu sărurile. Pentru ca această reacție să aibă loc, este necesar ca substanțele inițiale sau reactanții să fie solubili, iar în urma reacției să se obțină măcar o substanță insolubilă. De exemplu, la interacțiunea hidroxidului de sodiu, care este o bază solubilă, cu sulfatul de cupru, care este o sare solubilă, se formează hidroxidul de cupru cu valența 2, care este un precipitat de culoare albastră, și acest fapt îl indicăm prin săgeata orientată în jos, și sulfatul de sodiu, natriu 2, SO4. Coeficienții vor fi 2 în fața formulei sodiu OH. În rest, coeficienții sunt egali cu 1. Un exemplu al acestui tip de reacție este interacțiunea varului stins cu piatra vânătă. Amestecul obținut la final se numește zeamă bordeleză sau îl puteți întâlni și sub denumirea de zeamă bordoleză. Astfel, hidroxidul de calciu, calciu OH de două ori, interacționează cu sulfatul de cupru cu valența 2, formând hidroxidul de cupru cu valența 2, care este o bază insolubilă, și sulfatul de calciu, calciu SO4, care este o sare puțin solubilă. Acest amestec are un efect fungicid și din această cauză este utilizat în agricultură la stropirea viței de vie, a roșiilor, precum și a altor culturi. Denumirea lui, adică acestui amestec, provine de la localitatea Bordeaux. Vreau să vă atrag atenție că atât la pregătirea acestui amestec, cât și la aplicarea lui, este important să atrageți o atenție sporită tehnicii securității, prin purtarea măștilor, mănușilor, ochelarilor de protecție. Totodată, atunci când se aplică amestecul dat, este important de a respecta dozele maxime autorizate în agricultură, deoarece excesul de cupru duce la contaminarea solului cu compuși ai cuprului. Un alt exemplu de interacțiunea bazelor cu sărurile este interacțiunea hidroxidului de potasiu cu clorura de fier cu valența 2. În rezultatul reacției se obține hidroxid de fier cu valența 2, care la fel este o substanță insolubilă, și clorura de potasiu. Coeficienții vor fi 2 în fața formulelor potasiu OH și potasiu clor. Trecem la următoarea proprietate chimică și anume interacțiunea bazelor cu oxizii acizi. Am spus mai devreme că această proprietate este caracteristică bazelor alcaline. Astfel, dacă vom scrie interacțiunea dintre hidroxidul de calciu și oxidul de carbon cu valența 4, și cunoscând că în urma reacției trebuie să obținem obligator o sare, atunci vom scrie că se obține calciu CO3, care este de fapt o substanță insolubilă, și apă. Calciu CO3 se numește carbonat de calciu. Astfel, când scriem formula carbonatului de calciu, numai decât luăm în considerație că în componența sării intră calciu ca metal care a fost în componența bazei, și CO3, care este restul acid al acidului carbonic, căruia îi corespunde oxidul de carbon 4. În urma efectuării acestei reacții, vedem că soluția de hidroxid de calciu se tulbură. Un alt exemplu poate fi interacțiunea hidroxidului de potasiu cu oxidul de sulf 4. Iarăși, scriem produsii de reacție luând în considerație că oxidului de sulf cu valența 4 îi corespunde acidul sulfuros H2SO3. Astfel, sarea obținută va avea forma potasiu 2SO3 și se numește sulfid de potasiu. Vom scrie coeficientul 2 în fața formulii potasiu OH. Următoarea interacțiune, care la fel este caracteristică bazelor alcaline, este reacția cu nemetalele. Acest tip de reacție se întâlnește foarte rar, dar
este caracteristic bazelor alcaline și clorului. Pentru a putea scrie mai departe reacția de interacțiune între baze și clor, va fi necesar să ne aducem aminte de interacțiunea clorului cu apa. Cunoaștem din lecțiile precedente că la amestecarea clorului cu apa se formează doi acizi, și anume acidul clorhidric și acidul hipocloros. Astfel, la interacțiunea bazelor alcaline cu clorul, se vor forma săruri ale acestor acizi. Deci dacă barbotăm clor prin soluție de hidroxid de potasiu, vom obține clorura de potasiu cu formula potasiu-clor și hipocloritul de potasiu cu formula potasiu-clor-UA. Amestecul obținut se numește apă de Javel. O altă interacțiune destul de bine cunoscută este interacțiunea clorului cu hidroxidul de calciu. Ca rezultat se va obține clorură de calciu, calciu-clor-2, și hipoclorit de calciu, calciu-clor-UO de două ori. Amestecul obținut se numește clorură de var. Atât apa de Javel cât și clorura de var se utilizează în calitate de dezinfectanți și înălbitori pentru hârtie și țesăturile din in și bumbac. O altă proprietate chimică, care este caracteristică doar bazelor insolubile, este descompunerea lor la încălzire. Ca rezultat, se obțin oxizi bazici și apă. De exemplu, la încălzirea hidroxidului de cupru cu valența 2, se obține oxid de cupru cu valența 2 și apă. Astfel vedem, precipitatul albastru treptat se transformă în negru, culoare caracteristică oxidului de cupru cu valența 2. Hidroxidul de aluminiu se va transforma la încălzire în oxid de aluminiu și apă. Ecuația reacției este 2 aluminiu OH de 3 ori formează aluminiu 2O3 plus 3H2O. Să consolidăm cunoștințele obținute astăzi prin efectuarea următoarelor exerciții. Deci, prima activitate. Determină care din următoarele perechi de substanțe nu pot exista concomitent în soluție. Ca substanțele să poată exista în același timp, în aceeași soluție, ele nu trebuie să interacționeze. Vă propun să opriți rularea videoului, să rezolvați sinestătător și apoi să verificați cunoștințele. Nu uitați să scrieți ecuațiile reacțiilor posibile. Examinăm prima pereche. Fier OH de două ori este o bază insolubilă, iar potasiu NO3 este o sare solubilă. Cunoaștem că reacția dintre baze și săruri poate avea loc doar în cazul în care baza este alcalină și sarea este solubilă. Deci, aceste două substanțe nu pot interacționa între ele. Deci, ele pot coexista în aceeași soluție. Următorul exemplu este interacțiunea dintre hidroxidul de potasiu și clorura de magneziu. Hidroxidul de potasiu este o bază solubilă, iar clorura de magneziu este o sare solubilă. Dacă scriem ecuația reacției, vedem că în urma reacției se obține hidroxidul de magneziu, care este o bază puțin solubilă, și clorura de potasiu, care este o sare solubilă. Reacția decurge până la capăt, deoarece în rezultat se obține o bază puțin solubilă. Astfel, putem concluziona că aceste substanțe nu pot coexista în aceeași soluție. Următorul exemplu. Avem interacțiunea dintre acidul sulfuric, care este un acid tare, și clorura de fier cu valența 3, care este o sare solubilă. Dacă am scrie ecuația reacției, am vedea că se obține ca rezultat sulfatul de fier cu valența 3 și acidul clorhidric, dar ambele substanțe obținute sunt solubile, deci această reacție nu decurge până la capăt. Concluzie că această pereche de substanțe poate coexista în aceeași soluție. Exemplul D. Hidroxidul de sodiu și clorul. Am studiat anterior că bazele alcaline pot interacționa cu clorul. În rezultat se obține clorura de sodiu și hipocloritul de sodiu și apă. Deci, reacția dată decurge. Astfel, perechea dată de substanțe nu poate coexista în aceeași soluție. Următorul exemplu este perechea
H-clor și calciu CO3. H-clor este un acid tare și solubil, iar calciu CO3 este o sare insolubilă. Scriem ecuația reacției și vedem că în urma reacției se obține H2CO3, care este un acid instabil ce foarte ușor se descompune în apă și oxid de carbon cu valența 4. Astfel, putem concluziona că perechea dată de substanțe interacționează, deci ele nu pot coexista în aceeași soluție. Următorul exemplu, hidroxidul de potasiu și oxidul de carbon cu valența 4. Am învățat astăzi că bazele solubile, respectiv cele alcaline, interacționează cu oxizii acizi, cu formare de sare și apă. Deci aceste substanțe nu pot coexista în aceeași soluție. Următorul exemplu, hidroxidul de cupru și acidul azotic. Hidroxidul de cupru este o bază insolubilă, iar acidul azotic este un acid tare. În urma reacției se formează nitratul de cupru cu valența 2 și apă. Obținerea apei ne arată că reacția decurge până la capăt. Astfel, substanțele inițiale interacționează și deci nu pot coexista în aceeași soluție. În cadrul lecției de astăzi am studiat proprietățile chimice ale bazelor, și anume acțiunea asupra indicatorilor, interacțiunea bazelor cu nemetalele, cu oxizii acizi, cu acizii și cu sărurile. Totodată am spus că bazele insolubile se pot descompune la încălzire. Astăzi iarăși ați pășit pe o treaptă a studierii chimiei. Vă doresc succese și multă sănătate! La revedere!